pentru 2000 de euro. În momentul în care se dezbătea legea, aveam o emisiune la un moment dat, la obiectiv pe tema asta, era, țin minte, și acum 68 de lei, megawatt-oră. 68 de lei. Acestea s-au produs pentru că aceste companii au pus în România nu doar presiune sub amenințările astea, nu intrați în Schengen, nu intrați nicăieri, ci pentru că au cumpărat la greu oameni politici care au fost bebolați, inclusiv pe parcursul dezbaterii acestor legi. Există și o să documentez acest lucru și o să-l prezint în emisiunile viitoare. Exigile noastre mai este zugrăvit, să nu-l punem acolo, să nu-l punem acolo, să au seriștii ca fix când auză de ea. De ce? Ca au nevestele pe la oaie vest? Păi nevastă, și sărea asta, domnul Ureanu, care? Păi nevasta lui Barna, unde lucrează ea și nu lucrează așa funcționat la ghișeu? Și este șef de departament, da? La OMV, ministrul energiei, la mintire, voi, direct cu afacerile, cu OMV, da? Soția fratelui unui alt ministru. Unde e ea? La OMV. Păi n-a fost OMV-ul generos cu toate